Cu paharul și cu litru, așa speriem COVID-ul. Ieftinește, Doamne, băutura, salutare și închinare, dragi colegi de izolare, să vezi și să nu crezi. Cercetătorii francezi vin cu o știre de ultim moment, ci că vinul, dar nu oricare, vinul roșu, în combinație cu nicotina, distrug COVID-ul, distrug virusul, distrug căsnicii, vieți și nu mai contează, dar uitați-vă, domnilor, și mai ales doamnelor, de unde vine rezolvarea? Din leacuri băbești. Pahar de vin roșu. Bine, nu-i paharul regulamentar. Că eu nu prea consum vin, știți, eu sunt mai mult cu pălinca, da? O să mă sacrific de data asta și ca să nu se atingă virusul de mine, o să folosesc vin roșu. Soacra mea o și comanda pe internet vreo 50 de cutii de trabuc și apoi pufăim și bem la vin și nu mai avem nicio treabă cu acest păcătos virus, vedeți? Dacă până acum, dacă ieșai undeva și fumai un pachet de țigări și beai vreo două, trei butelii de vin roșu și veneai acasă, zicea soția că ești un porc ordinar, un bețiv ordinar. Acum, dacă miroși a tutun și a vin, zice soția, te-ai apucat de tratament, vino să te pup, câtă grijă ai tu de sănătatea ta. Dragi cercetători, nu vă lăsați cu studiu până nu dă și rezultate. Acum nu o să mai vedem niciun bețiv, o să vedem numai oameni care încearcă să supraviețuiască. Poate mă apuc și de o meserie nouă. Știți cum sunt somelierii ăia care plimbă paharul așa, își bagă nasul. Somelierii sunt persoanele care își bagă nasul unde nu le fierbe oala. Se uită așa la pahar, se uită la vinul din pahar, cochetează cu paharul. Mamă, zici că vor să facă sex cu paharul, nu să bea ce e în el. Când ai ștampă lu de țuică, pac, l-ai dat pe gât, dar la vin așa trebuie să te uiți la el, să faci balet, să dansezi, mai ales că e medicament. Bicrama pastelaria sau totuși vin bun și o să fie și efecte adverse la băutul vinului. Ne-au spus cercetătorii, dacă se bea mult vin roșu, o să avem copii mulți la toamnă și la iarnă. Da, și apoi îți spune somelierul că acest vin s-a născut la intersecția unei văi cu un deal. Podgoria stătea în bătaia soarelui. Din incestul luminii cu amurgul s-au născut niște boabe de struguri rubiniu. Dacă te uiți atent în paharul ăsta, poți să vezi peste drum de Podgorie casa păduralului și în casa păduralului îl vezi pe primar care să iubește cu nevasta pădurarului care-i plecat să vadă de hoții de lemne. Deci, nu-i un vin, e o poveste. Dar ce ziceți? Ar putea fi de leac? Cu paharul și cu litru o să stârpim noi COVID-ul. Nu beau să nu vă fac poftă. Nici nu știu ce e și cum e vinul ăsta, dar totuși zic că merită, mai ales că începe weekendul, să încercăm. Că dacă ne-ar fi dat cineva pastile, pirule și alte leacuri, n-am fi încercat. Dar totuși, parcă cu un vinișor, izolarea trece mai ușor. Weekend plăcut și salutare, scump colegi de izolare. Și paharul ăsta ridic în cinstea voastră, supraviețuitorilor, eroilor, luptătorilor care stați la domiciliu. Ați văzut că am început să pun și pe YouTube filmările astea, că și că pe YouTube țin mai mult. Filmările mele pe YouTube sunt ca vinul. Cu cât vor sta mai mult acolo și se vor învechi, cu atâta vor fi mai bune. Așadar, un pahar în cinstea noastră a tuturor, cei din izolare. V-am salutat și numai bine!